Poliția continuă căutarea celor trei frați dispăruți în urmă cu câteva zile dintr-o locuință provizorie din Sânt Andrei. Copiii originari din județul Mureș, acuați de câteva luni în județul Hunedoara, au fost dați în urmărire națională, dar până acum niciun rezultat. Reprezentanții Direcției Județene pentru Protecția Copilului au declarat pentru Hunedoara 1 TV că nu au putut pune în aplicare sentințele judecătorești date în favoarea copiilor, deoarece s-au lovit de refuzul categoric al persoanelor străine la care stăteau copiii, inspectorii fiind amenințați și dați afară din casa din Sânt Andrei. În legătură cu dispariția celor trei minori de pe raza localității Simeria, polițiștii la momentul actual desfășoară ample activități investigative și de căutare pentru localizarea acestora. Au fost constituite mai multe echipe de căutare la fața locului și au fost alertate toate structurile operative din județ, fiind luate măsuri pentru extinderea verificărilor și în județele limitrofe. Încă de la data semnalării dispariției acestora, cei trei minori au fost dați în urmărire națională și în consem la frontieră, în cauză fiind întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul comiterii infracțiunii de lipsire de libertate în mod ilegal. Polițiștii continuă investigațiile pentru stabilirea tuturor circumstanțelor dispariției celor trei minori sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Deva. Facem încă o dată un apel la toți cetățenii care dețin informații ce ar putea ajuta la găsirea celor trei minori să contacteze de urgență poliția la numărul unic 112. Vă asigurăm că vom folosi toate resursele disponibile pentru a-i găsi cât mai curând pe cei trei micuți și a garanta siguranța acestora. În spațiul online a apărut o înregistrare a celor trei frați dispăruți. 15 octombrie 2024. Roxana, degeaba ai pus pe oamenii ăștia să ne ducă la tine, noi nu vrem la tine. Oamenii ăștia ne-au mințit că ne duce la tati, dar de fapt la tine au vrut să ne ducă și suntem bine, oamenii ăștia ne-au tratat bine, noi nu vrem la tine, nu te iubim și nu ne simțim în siguranță la tine. Noi vrem cu tati să fim toți trei, noi îl iubim pe tati și oamenii ăștia astăzi o să contacteze pe tati să mergem la el. Reprezentanții DGASPC Hunedoara au încercat să pună în aplicare sentințele judecătorești date de instanță, dar s-au lovit de tot felul de obstacole venite din partea părinților Bonei și a proprietarului casei în care copiii stăteau fără niciun drept. Prin urmare, copiii nu s-au dus nici la școală, ba mai mult, au dispărut subit. Noi am luat contact la momentul în care poliția ne-a solicitat să ne prezentăm și noi că există o sentință și că sunt ceva minori. Am constatat că există cei trei frați, nu erau cu tatăl, erau doar cu o doamnă, în proprietatea acelei persoane care se declara prieten și cunoștință a tatălui. Copiii spuneau că este Bona care are grijă de ei din luna februarie anul acesta, pe toată perioada cât au locuit în Târgu Mureș, în județul Mureș. Am încercat să le explicăm copiilor că există un ordin și că ordinul prevede ca tatăl să stea la 100 de metri de ei, să nu comunice cu ei prin telefon sau orice altă formă, nici cu ei, nici cu mama, și că instanța a dispus încredințarea lor mamei. În afară de ceea ce vedeți dumneavoastră pe rețele socializare când vedeți pe copii vorbind, altceva nu scot. Acele propoziții le repetă într-una. E clar că acești minori au fost parte în tot conflictul puternic care există între cei doi părinți. Am încercat să le spunem. A doua zi am revenit din nou cu poliția. Este o proprietate a unei persoane fizice care trebuie să dea acceptul să intre acolo. Am încercat din nou să le spunem că nu pot să rămân acolo. Că ar fi bine să... cu mama nici atât. Deci nu există cuvântul mama în vocabularul lor. Și atunci am considerat că e bine să lucrăm și cu adulții care erau acolo, cu domnul și cu doamna, să fie parte activă în procesul nostru de a putea consilia copiii și de a le arăta că acum trebuie să vină cu noi, să-i preluăm noi, că nu mai au nici reprezentare legală, nu mai pot rămâne în acea... Și n-am reușit. Refuză categoric. Nu putem să... Niciodată nu am făcut și nu vom face niciodată să pui mâna să tragi de un copil, trebuie pentru care am sesizat tribunalul pe ordonanță președențială. Tribunalul ne-a dat ordonanța foarte repede, 19 august,
Noi permanent am solicitat sprijinul poliției să ne însoțească pentru a putea intra să vedem copiii, ca să ne asigurăm că nu se întâmplă nimic cu ei. Și din Dev a ajuns la Sfânt Andrei, în locația unde au stat în ultima perioadă. Tatăl a atacat ordonanța prezidențială și el a fost termen la instanță, la curtea de apel. Azi dimineața am cerut certificatul de gref, o să vedem că a rămas în pronunțare, să vedem care e rezoluția. Ultima noastră vizită a fost vineri, când copiii erau acolo și tatăl era în acea locație. Exact. Deci, mă rog, în, stătea într-o rulă. Da. Deci să înțeleg. Am încercat odată cu începerea anului, fiindcă a început anul școlar, vacanța s-a terminat, să facem demersuri, să aflăm unde văd copiii ăștia la școală, să le facem transfer, să găsim un medic de familie. O săptămână trecută copiii au fost răciți, au avut medicamente, au fost înscriși la medic. Și vineri ne-am dus ca să vedem, le-am comunicat temele. Copiii refuză și să intre în clasă. Deci am încercat împreună cu, am rugat bona pe persoana respectivă să vină împreună cu copiii ca să le arătăm, să aibă încredere, să-i ducem la școală și că nimeni nu ia, nimeni nu-i răpește. Nu au vrut să intre în clasă. Au ieșit doamnele învățătoare, le-au predat cărțile, am transmis lecțiile ca în perioada cât au fost bolnavi și ulterior să poată să-și facă din teme. Și vineri i-am găsit, nu am aflat că n-au fost la școală și ulterior că nu mai sunt. Mai am sesizat în luna septembrie și parchetul de pe lângă judecă situația celor trei minori, toate demersurile și faptul că suntem în imposibilitatea de a putea prelua acei copii de pe o locație a unei persoane fizice care nu are nicio legătură cu acei copii. Neimplicarea tuturor instituțiilor abilitate și sesizate în astfel de cazuri determină adevărate tragedii în care copiii plătesc cel mai scump preț ca urmare a luptelor dintre părinți.